Copil captiv într-un grilaj de canal. Evenimentul a avut loc în fața unei fabrici de termopane din apropierea molului din Târgu Jiu. Minorului i s-a blocat piciorul în canal, iar bunica a sunat disperată la 112 pentru a cere ajutor. Pompierii au reușit să-i scoată piciorul din grilaj, fără ca micuțul să fie rănit. Băiatul de 8 ani a venit ieri cu bunica sa din Olt pentru a-și vizita o mătușă de la Târgu Jiu. Și venirea cei de la pompieri și lărgirea de-i scoată de piciorul, dar nu are nimic copil. Și n-a reușit să-l mai scoată, nu? Băiatul nu singur, am mai venit câteva persoane și cu un cric încercare, dar nu s-a putut. Era speriat? Ce vârstă are? 8 ani. Era speriat? Nu era speriat, pentru că el să fie foarte calm, că vin pompierii. Au zis că săptămâna trecută a mai căzut un copilaj. La fața locului a ajuns și un echipaj de la ambulanță pentru a acorda primele îngrijiri medicale. A intrat cu piciorul. A mai putut ieși. Da, fiind mai măricel, n-a intrat foarte mult, a intrat decât până la genunchi. E speriat. L-am liniștit, primul ajutor am sunat la 112 și decât i-am băgat ceva sub picior să nu facă și altă leziune. Nu putem noi să-i scoatem de acolo, că nu știm ce leziune au până nu descarcerează. Oamenii care locuiesc în zonă spun că un incident similar a fost înregistrat și săptămâna trecută în același loc. Sunt periculoase toate canalele, nu doar acela de dreptate. Și cel care l-a pus ar trebui să răspundă. Și cel care i-a dat voie în primul rând. Pompierii au reușit să elibereze piciorul copilului care a scăpat nevătămat. Rudele sale au anunțat că nu îl vor da în judecată pe proprietarul fabricii de termopane, însă solicită să fie luate măsuri pentru evitarea unui alt incident similar.